Mai nou o să plătim pentru bifa pe Instagram și pe Facebook. Bănuiesc că știți și voi știrile, mai nou cei de la Meta vor să facă un abonament prin care putem să avem bifă pe Instagram și pe Facebook. Dar nu primim doar bifa aia, mai primim câteva lucruri și am să vă citesc acum de pe telefon. În primul rând, acest program o să fie lansat momentan în Noua Zeelandă și în Australia. Ce obținem cu programul Meta Verified? O să avem în primul rând o bifă. Din ce am mai citit eu, bifa aceasta o să aibă doar cei care au peste 18 ani, fiindcă trebuie automat să dovedească că au un buletin, un act de identitate și asta vă ajută dacă sunteți influenceri să scăpați de conturile fake. Referitor la chestia asta cu scammer, scrie și aici More protection from impersonation with proactive account monitoring. Deci bănuiesc că cineva de la suportul lor sau un robot pe care cei de la Meta o să-l aibă, o să găsească spamării și boții care fac conturi fake în numele vostru și o să le închidă. Ce o să mai avem cu Meta Verified? Help when you need it. O să avem linie de suport cu o persoană reală. Nu o să mai trebuiască să completăm formulare, să le trimitem e-mail-uri și așa mai departe. Asta este util. Ăsta, punctul ăsta, increased visibility and reach. Ăsta este foarte interesant. Deci cu abonamentul ăsta Meta Verified o să ne creștem reach-ul și o să ne creștem engagement-ul, fiindcă postările noastre o să apară mai mult în Explore Page, în Search, în recomandări și așa mai departe. Asta este foarte interesant și o să schimbe mult strategia pe Instagram și pe Facebook. O să fie undeva la 15 dolari. E un preț interesant, aș spune. Lăsați-mi și voi în comentarii dacă voi ați cumpăra un astfel de serviciu și ce părere aveți de mișcarea asta pe care o face Facebook respectiv Instagram.